Bună seara, dragii mei, sunt Tarot Oracle cu o scurtă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Berbec, etalare pentru această perioadă. Considerați-o cum vreți și nu doar etalare, despre persoana care vă interesează pe voi, despre o persoană. Interesant este că în preetalare a apărut spânzuratul, 8 de bâte, semn de foc, și semn de aer, regina de spade. Deci între ar fi cineva cu marcaș puternic în semnul peștilor, Berbec, poate este cuspida, poate voi sunteți la cuspida între berbec și pești, variază sau ei, semn de foc de orice natură și regina de spade, semn de aer eventual. Ideea este că după o perioadă de stagnare, de sacrificii, de amânări, că tot a fost Mercur retrograd, poate și sărbătorile care au fost au greunat manifestarea unei situații, se dorește comunicarea cu regina de spade, se dorește manifestarea adevărului, dar pentru asta trebuie străbătut un drum, aș spune, cu 8 de bâte, poate o călătorie, dar și 8 de bâte înseamnă comunicare și regina de spade înseamnă comunicare. După cum vedeți, sunt două persoane, două energii care vin față în față. Fiecare cu forța, cu potențialul, cu stilul de exprimare al său și poate că e bine. Din scânteie se naște ceva, trebuie să se nască. În timp ce am amestecat clarificatorii pe care nu știu dacă o să-i folosesc, am văzut 4 de cupe, 5 de cupe și nebunul. Iar o ocazie pierdută, care a însemnat, poate că a fost un doriu pentru unii dintre voi, dar nu obligatoriu, dar o ocazie pierdută care a dus multe regrete în timp și cu acest nebun ar fi dorința cuiva de a o lua de la zero. Rămâne de văzut ce alte mesaje vin. Deci, berbeci, în această perioadă, voi și persoana respectivă, eu știu, o persoană respectivă, odată, o persoană la care vă gândiți, persoana voastră, de două ori, de trei ori, apare regina de monede. În primul și în primul rând, nevoia de stabilitate, de a vă stima, de a vă respecta, de a avea grijă de voi. Acum, regina de monede poate să însemne și un semn de pământ, orice ar fi, oricare ar fi. Voi știți ce se întâmplă, pentru că variază de la om la om. Un semn de pământ, o figură tradițională, o mamă, o soție, poate chiar și o mătușă, sau un personaj cu care cineva a fost într-o relație de lungă durată. Dar a venit ca și mesaj adițional. Hai să vedem. Dorința de eliberare, de cupele goale, de lucrurile neîmplinite, de, sau care nu s-au împlinit, de oamenii care nu au... nu v-au adus nicio satisfacție și am văzut iar 8 de bâte. Dorința de a călători spre alte zări sau manifestări. 7 de bâte. Marele preot. 9 de bâte. Cineva încearcă să-și protejeze căsătoria, familia, nu neapărat căsătoria, familia. Hai să vedem 4 cărți totuși. Da, 10 de bâte. 10 de bute, deci multe semne de foc, puteți să fiți chiar voi aici, care încercați să protejați și în interior, să puneți granițe personale între voi și sufletul, între responsabilități, mai bine zis, sau alte pasiuni sau alte distracții și sufletul vostru. Pentru că vreți eventual să vă rugați să creșteți spiritual. Dar mai sunt și altfel de bariere, bariere în exterior, care țin de blocaje față de alte atacuri, e o determinare de a duce în cărcă multe lucruri. De a vă implica total. Însă 10 înseamnă și un moment de epuizare, mare grijă. În această familie, în această poziție, poate aveți unii dintre voi o situație sau o poziție de autoritate. Marele preot poate să fie la granița între împărat și preot. Este un personaj care lucrează, poate să lucreze într-o care cuvântul? Într-o firmă foarte mare, sunt contracte importante, nu doar spirituale, sunt contracte importante în această poziție, destul de tradițională. Poate cineva este profesor, poate cineva este ghid în acea poziție și trebuie să se protejeze și să ducă multe în cârcă. Însă, eventual, ar trebui, mai văd un mesaj, dacă aveți multe responsabilități, oriunde ar fi, la job sau acasă,
ca să nu ajungeți la consum energetic, încercați să puneți granițe personale. Cu alte cuvinte, nu încercați să le faceți voi pe toate. Și căutați ajutor, căutați susținere, chiar și la șef, să vedeți cum vă organizați responsabilitățile, mai rugați pe altcineva să vă ajute în aceste situații epuizante pentru unii, epuizante. La capătul setului de cărți, valetul de monede și 9 de monede. 9 și cu 1, 10. Da, pentru succes trebuie să o iei pas cu pas, dar pare și balanța. Balanța în semnul de justiție. Trebuie să fiți în echilibru între, interesant, nevoia de bani, că tot apărut regina de monede, de stabilitate, de responsabilitate, de respect, de apreciere din partea celorlalți, la care munciți de mult timp. Poate că aveți și un copil, unii dintre voi, chiar dacă sunteți singure, vă creșteți copilul singure, sunteți mame, dar independente, mamă, dar independente, și vă protejați această poziție tradițională. Asta e, marele preot. Însă, poate că aveți în preajmă pe cineva cu marcaj în semnul balanței. Berbecii atrag persoane cu marcaje, repet, în semnul balanței, neapărat zodia balanței. Dar trecând peste acest aspect, aș spune că în spatele acestei dorințe de independență, de a reuși, trebuie să fie și echilibru, nevoia de echilibru. De-aia zic, nu vă consumați, nu vă implicați mai mult decât e cazul. Apare totuși un aventurier care s-a blocat, eventual, aș spune că s-a blocat. S-a blocat în minciunile sale, ar fi frumos să se blocheze minciunile sale și să învețe odată, să învețe, să-și primească karma. Și voi să vă vedeți de independența voastră și de reușitele voastre. Poate cineva să vină, poate nu e la fel de extravagant, de, eu știu cum, spectaculos ca acest cavaler, dar dacă vine cineva doritor să vă susțină, iar fiți în echilibru și alegeți corect. Balanța, justiția ține de un moment de alegere. Alegeți corect. Învățați să alegeți oamenii care vă susțin, nu care vă perturbă. Mesaje. Ia uite ce au picat cărțile, eveniment neașteptat, de un eveniment turn. Regele de spade pentru unii dintre voi. Regele de spade, un personaj care se gândește la voi. Eventual, trecând peste personaje, bărbați, femei, orice ați fi, regele de spade reprezintă iar nevoia de a gândi bine pe îndelete și a alege corect, pentru că am văzut justiția. Posibil pentru cineva să fie, apare steaua în mod special, apare semnul vărsătorului. Poate că atrageți pe cineva cu marcaj în semnul vărsătorului de la distanță. Sunt mesaje și mesaje. Dar, repet, aveți ceva de vindecat, ceva de vindecat, iau de patru de spade. Patru de spade și regele de spade, ambii stau și meditează. Aveți de vindecat niște lucruri și această vindecare necesită timp. Însă, hai să vedem, să clarificăm totuși pe scurt. Vreau o etalare scurtă. Poate ce mai e despre persoana? Ar putea să, poate pentru unii, persoana la care vă gândiți să fie influențată prea mult de femeie, de femeie, de o mamă, de o soție, poate pentru unii, sau de chestiuni tradiționale. Hai să clarificăm. Clarificăm 7 de bete pentru berbeci. Asul de spade. E o comunicare pe care cineva a blocat-o din prea multă precauție, poate dintr-o teamă. Teamă să nu fie judecată, teamă de a-și deschide sufletul din cauza că a trecut prin foarte multe, posibil și asta. Male preot. Dar să nu uităm că a fost Mercur retrograd.
Și s-au întârziat niște lucruri, s-a întârziat comunicarea, iar din cauza unei atitudini poate prea defensive, male preot. Să sperăm că cine nu are curajul sau nu a avut curajul să comunice, se va duce să ceară ajutorul, să ceară un sfat de la un personaj mai potrivit să inspire. Pași corecți, în cazul în care cineva încă nu știe ce să aleagă. Male preot. Ceva invers, ia uite, cavalerul de bătăi invers. Uite ce era picată acum, iar tot pică, evenimente turneașteptate. Măi, cu valetul de cupe aș spune și șase de cupe. Măi, cineva chiar vrea să se împace. Cavalerul de cupe, șase de cupe, valetul de cupe. Cineva chiar vrea să se împace, dar poate că voi blocați. Nu știu, poate să fie și etalarea invers, vedeți. Dar pare că totuși cineva a călcat pe lângă, cavalerul de bâte care este aventuros, a călcat pe lângă și acum îl mustră conștiința cu marele preot, e judecat de familie, pentru că s-ar reține să mai se arunce înainte ca berbecul. Poate nu sunteți voi musai, da? Cu alte cuvinte, este dorința cuiva de a deveni serios, serioasă, eventual. 9 de bâte. Dacă vă recunoașteți, partenerul sau personajul cu care aveți de-a face în viață, nu știu. Ia uite, 7 de bâte iar și 3 de monede. O colaborare la locul de muncă. Dacă e vorba de creștere financiară, de colaborare la locul de muncă, iar am spus, învățați să puneți granițe personale. Pentru că ajungeți la epuizare. Nu mai încercați să faceți voi toate lucrurile sau eu știu cine. Pentru unii dintre voi, probabil unii dintre voi aveți această tendință. Nu ați fi având toți, dar unii aveți această tendință și învățați să puneți granițe personale. Ca să puteți să creșteți, dincolo de aceste granițe de cortină, să puteți să creșteți, să puteți să puneți cărămidă peste cărămidă. Altfel vă distrage atenția, vă distrag atenția diferite responsabilități. Pentru alții, acest cavaler de bâte își dorește să manifeste o nouă etapă cu voi, acest cavaler, acest personaj aventuros. Posibil marcaj în semn de foc, berbec, leu, săgetător și marcaj în zodia taurului. Pentru unii dintre voi. Dar pentru unii este un nou început care se poate manifesta. Dacă vreți voi, evident, pentru că văd multe blocaje și ar putea să fie și granițele voastre, dacă voi simțiți să-i blocați alegerea voastră sau dacă cineva vă blochează iar, dar e o chestiune de finanțe, de creștere financiară, 10 de bâte. Ciudat. 10 de bâte. Uite, vrea să apară, ia uite, nebunul, vedeți? Am zis, la un moment dat o să vedeți că este prea mult să le faceți voi pe toate sau aceste blocaje și din partea voastră și a altora și a lor și a, eu știu, cui, să vă aducă la epuizare. Să vreți ceva nou. Repet, dacă unii dintre voi munciți acasă, în familie, la locul de muncă, vreți ceva nou, veți ajunge să vă doriți ceva nou și zero. Dintr-un punct de vedere, se-am zis, cuspida între pești și berbec. Momentul zero, iau-te, și asul de bâte. Da, vreți să vă simțiți bine cu oamenii din preajmă? Vreți o căsnicie sau momente frumoase? O căsnicie fericită, momente frumoase, nu să stați să împingeți la, eu știu, sau să vă luptați cu molile de vânt, aș spune. Acum vorbim despre un partener, o parteneră.
în viața voastră, cineva din viața voastră. Iar leitmotivul a spune că este extra sau este în plus această carte. Leitmotivul este stabilitate. Da, pentru stabilitate trebuie să muncim, trebuie să ne implicăm. Dar cu măsură ar fi că am văzut balanța, am văzut justiția. Și dacă voi vreți oameni asumați, posibil totuși cineva din preajma voastră să încerce un nou început, să încerce să nu mai fie cavaler, să încerce să fie un om stabil, care se luptă pentru creștere, pentru colaborare, pentru construcția acestei relații, dar pare că primește din, nu știu cine, ori voi încercați să vă luptați și primiți blocaje din partea celelalte persoane, ori invers. Unul din voi încearcă, celălalt nu prea ar vrea. Am senzația că celălalt s-a săturat eventual, se simte ceva de genul, acum vii să lucrez când eu nu mai pot. Cam așa văd etalarea, nu știu pentru cine o fi, dar pentru cineva o fi în această perioadă. 0, e și începutul de an, dorința voastră de a vă elibera eventual de, ascultați-vă inima, dar a venit un pic cam invers, este 1, dorința de a manifesta, 0 și 1, 1, astfel. Ascultați, apropo de astăzi, spade, ascultați și vorbiți, ascultați-vă inima, nu vă blocați, interesant, că am zis că cineva își blochează sufletul, mare grijă. Eventual, dacă sunteți dezamăgiți, deși încă n-am văzut așa spade, dar știm că Chiron e pe acolo prin Berbec parcă, căutați sfatul la cineva care este mai în vârstă, mai citit, mai, în primul rând, vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. E conectat la spiritualitate. Are niște, un sistem de valori. Apropo, amândoi. Amândouă cărțile reprezintă sistem de valori. Sănătos, aș spune. Pare sănătos. Cum eu știu? Ia uite, și petreceți timp de calitate împreună. Iubește ceea ce ești. Pare că totuși cineva își dorește un început. Din ce văd eu cărțile. Acum voi știți ce acceptați. Dacă voi sunteți cei care vreți să manifestați un nou început, ascultați-vă intuiția și construiți cu răbdare, cu determinare. Sunt niște blocaje, eventual. Dacă sunt ei care vor să manifeste ceva nou, voi știți, îi blocați, nu-i blocați, sunt alegerile voastre. Cam atât deocamdată. Sper că v-a fost de folos. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ceau, ceau!